Care este noul rol al biroului? Ne-am dat seama cu toții că nu mai e rolul ca infrastructură critică pentru desfășurarea muncii. Nu mai, gata, s-a terminat cu chestia asta. Avem o conexiune bună la internet, laptopul la noi și acces la o cafea bună, în apropierea locului în care mă aflu, ăla este biroul ideal. Avem nevoie să ne mai vedem cu colegii, să ne mai vedem cu șefii, nu neapărat ca să lucrăm unul lângă altul cu laptopurile înșirate, ci să dezbatem o nouă idee sau să căutăm o rezolvare, o soluție. Ține foarte mult nu de implementarea per se a regulii, ci mai degrabă la a obișnui organizația că munca se măsoară la ce ai livrat și nu la timpul investit. Hacking Work, un podcast oferit de DevNest. Servus! Bun venit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Este primul podcast din România care vorbește curajos, clar și cinstit despre piața muncii, despre relațiile dintre noi, oamenii, ca angajatori, respectiv ca angajați. Vrem ca în urma acestei inițiative, care are podcast și newsletter și urmează să aibă și evenimente, să fie în România tot mai mulți oameni care merg la serviciu și tot mai puțini oameni care se duc la scârbiciu, triști, supărați și lipsiți de motivație. Vorbim foarte des despre muncă remote, despre muncă la distanță, despre muncă flexibilă și astăzi avem un astfel de exemplu. Noi filmăm într-un studio la Cluj, iar în legătură directă cu noi, prin Zoom și prin o mulțime de facilități tehnologice, este Andrei Crețu de la Madrid. Servus, Andrei! Salut, Doru! Andrei este fondator al aplicației Pluria, dar trebuie să vă spun mai multe despre el. Acum câțiva ani, împreună cu câțiva prieteni, a fondat 7card. Probabil știți foarte bine acel serviciu prin care puteai să mergi la orice fel de sală de sport din România și poate și de afară, folosind acel abonament. După ce au vândut acest business, Andrei împreună cu Gabriela Drăghia în 2020 au fondat Pluria, care este astăzi o aplicație mobilă care îți permite să îți închiriezi spații de lucru, spații de întâlniri și tot felul de facilități de care ai nevoie să-ți faci munca în lume, în 350 de locuri în România, Spania, Columbia, Mexic, Brazilia și Portugalia. Impresionant, în doar 2 ani s-au extins global și continuă să crească. Andrei, cum e vremea la Madrid și trăiești acolo de un an de zile? Cum este să lucrezi de la distanță cu o echipă care e distribuită global? Da, ne trăim propriul vis. Funcționează foarte bine. Noi din prima zi am gândit organizația ca pe una remote first. Avem colegi în București, în alte orașe din țară, în Spania, în Columbia, în Mexic, câțiva care călătoresc tot timpul, nici nu știi pe unde sunt, prin Asia mai nou. Deci lucrurile funcționează bine și suntem mulțumiți așa cum progresează lucrurile în acest mod de lucru. Care e rețeta? Pentru că foarte multă lume nu prea înțelege fenomenul, nu prea înțelege cum poți să faci treaba asta cu o echipă distribuită global și mai ales într-o industrie care este o industrie creativă, tehnologică, în care cumva colaborarea dintre oameni, colaborarea intensă are o valoare semnificativă. Cum faceți? Care sunt principiile voastre? Cum ați gândit structura asta? Cred că totul pleacă de la de ce facem ceea ce facem, acel purpose, acea misiune a companiei, foarte clar definită, comunicată către oameni. Se adaugă la rețetă foarte multă încredere față de membrii echipei. Niciodată, pe noi nu ne interesează când se întâmplă munca, în ce interval orar, de unde anume, ci ne interesează rezultatele și evident ne folosim și noi de propria infrastructură de birouri, rețeaua Pluria, atunci când vrem să ne întâlnim fie, nu știu, colegii care la un anumit moment ne aflăm în același oraș, sau poate cu un client și așa mai departe. Adică avem și noi propriul mix de muncă individuală productivă, întâlniri Zoom, întâlniri în offline și în permanență încercăm și noi să rafinăm din ce în ce mai mult modul în care operăm. Presupun că una dintre principalele probleme sau provocări pe care le aveți este comunicarea, pentru că sunteți o echipă distribuită global, la unii este 10 dimineața, la unii s-ar putea să fie 12 noaptea și treaba asta aduce niște piedici și aduce niște probleme, niște dificultăți. Faceți comunicare sincron sau mai mult asincron? Adică intrați pe Slack, Zoom, lucruri de genul ăsta sau mai mult comunicați prin e-mail și prin platforme de tip Jira sau alte platforme care te ajută să-ți organizezi munca și să cumva să te coordonezi cu colegii? Da. Este un mix, dar o pondere semnificativă o are munca asincron. Și asta cumva pune presiune pe fiecare dintre noi să ne definim, să clarificăm mult mai bine ceea ce are fiecare de făcut și așteptările față de colegii noștri. Munca asincron aduce foarte, foarte mari avantaje dacă este implementată așa cum trebuie. Deci, cumva îi înțeleg dorul și pe cei care zic nu, toată lumea la birou în fiecare zi sau 3 zile pe săptămână și așa mai departe, dar este mai degrabă o problemă a lor, pentru că atunci când nu ești capabil să definești foarte clar care sunt așteptările tale, cum se măsoară succesul celorlalți și să le comunici în mod transparent, ușor de înțeles, ce te aștepți de la fiecare, la finalul săptămânii sau al lunii, atunci normal recurgi la vechile instrumente, zici că munca la distanță nu funcționează, începi să spui că nu, cultura organizațională nu se întâmplă decât prezențial, ceea ce da, nu disput faptul că a te vedea fizic cu cineva are avantaje foarte, foarte mari, dar asta n-ar trebui să interfereze cu munca de zi cu zi și ceea ce face fiecare. Nimeni nu mai vrea să piardă, nu știu, 1-2 ore pe zi timp în trafic, să-și care laptopul și să se așeze lângă alții și în liniște să lucreze sau să aibă o întâlnire Zoom pe care putea să o aibă dintr-un cowork de acasă, dintr-o cafenea, de oriunde s-ar fi aflat. Despre asta este vorba și normal că lumea refuză această întoarcere la birou, care nu este ancorată decât în, nu știu, o dorință de a masca un stil de management defectuos, slab. Crezi că munca asta flexibilă, remote, hibridă, se poate implementa în orice fel de organizație? Contează domeniul de activitate, contează dimensiunea organizației, contează, știu eu, alte lucruri ce țin de nivelul de inovativitate, cât de nou este produsul sau serviciul pe care îl creează? Există dependențe de genul ăsta sau pur și simplu este o treabă de organizare, de structură și de încredere între oameni și de comunicare deschisă? Da, evident, mai degrabă această a doua variantă. Nu am găsit nicio corelație între, nu știu, mărimea organizației sau sectorul în care operează. Evident, acum să nu fie profile, joburi unde e nevoie de prezență fizică. Noi vorbim de acest segment favorizat, white collar sau tehnologie, oameni care își pot desfășura munca de oriunde s-ar afla, de unde era o conexiune bună de internet și acces la o cafea bună. Da. Este într-adevăr vorba de cultură organizațională, de a conștientiza schimbarea, de a o îmbrățișa, de a-ți da seama că, bă, este un punct de inflexiune, adică pot să încerc să mă întorc la sau pot să-mi dau seama că lucrurile se schimbă și dacă nu îmbrățișez schimbarea mai repede, nu mă voi regăsi peste niște ani în tabăra câștigătoare. Acum scuză-mă că am folosit această expresie care îmi duce cu gândul în alte zone. Dar este pur și simplu încredere, cultură organizațională și deschidere față de nou. Sigur, ajută când organizația este mai mică sau când începe așa, când n-ai foarte multe, nu știu, layere, straturi în organizație, foarte multă complexitate, un istoric de a opera de o anumită manieră. Dar nu știu, nu cred că nicio organizație, oricât de mare și puternică s-ar crede, nu vrea să treacă sau să se apropie de o situație de tip Kodak în noua realitate a muncii. Vorbind și scriind foarte des despre subiectele astea, întâlnesc foarte multă lume polarizată, foarte multă lume cu idei extreme. Da. Unii care vin și îmi spun, băi, să știi că am coborât până la parter să-mi iau un covrig și doamna hotărâse că astăzi lucrează remote, deci covrigăria era închisă. Exemple de genul ăsta, unde într-adevăr munca omului nu poate să se facă la distanță pentru că depinde de niște utilaje sau depinde de locul fizic, în cazul constructorilor, de exemplu. Evident că un constructor deocamdată cel puțin nu poate să lucreze de la distanță, cum niciun pilot de avion probabil nu poate să lucreze de la distanță, deși ar fi interesant. Însă, pe de altă parte, îi vedem pe ceilalți care vin și spun, băi, dar de ce vreți voi să ne aduceți la birou? Ce să mai căutăm la birou? Noi suntem oameni care știm ce avem de făcut, lucrăm individual și lăsați-ne în pace, vrem să fim 100% independenți. Putem să înțelegem treaba asta, însă eu cred că e nevoie și de aceste întâlniri față în față, mai ales pentru lucrurile ce țin de colaborare în scop creativ. Da, vedem rapoarte scrise și de MIT și de Microsoft care spun că frecvența interacțiunilor și comunicarea intensă între oameni și sesiunile informale de discuții, brainstorming, cum vrei să le spui, inclusiv momentele de serendipitate pe care le descrie Google, atunci apar ideile de multe produse când se întâlnesc cu oamenii pe holuri și discută despre anumite nevoi ale lor, lucrurile astea necesită o prezență, o întâlnire și voiam să întreb cum vedeți voi treaba asta în compania voastră, nevoia asta de a avea întâlniri totuși într-un spațiu fizic unde oamenii să stea de vorbă, să comunice, să dezbată, să lucreze împreună, să pună idei una lângă cealaltă. Da, în primul rând, mă leg de ce ai spus în deschidere. Da, observ că lucrurile sunt extrem de polarizate. Acum, extremismul ăsta nu e bun în nimic, în niciun domeniu. Chiar mi-a plăcut la un moment dat ce spunea Schwarzenegger referitor la politică. Zicea, domne, și în extrema stângă a drumului și în extrema dreapta a drumului sunt șanțuri. Și nu vrei să cazi niciun șans. Tu vrei să mergi pe drum înainte, în zona de mijloc confortabilă. Și până la urmă despre asta este vorba și aici. Nu mă situez nici în tabăra celor care zic, băi, full remote, nimeni nu se vede cu nimeni niciodată, pentru că practic ajungem într-o situație în care este ca o fabrică modernă, fiecare are definit foarte clar ce are de făcut și jumulește găina acolo pe bandă în Excel sau în ce tool sofisticat folosește. Nu sunt de acord nici cu tabăra celor care zic doar în propriul birou, mergând în fiecare zi sau de 3 ori pe săptămână, putem să creăm acea cultură organizațională, care este complet fals, pentru că și aici, cum munca de calitate productivă s-a disociat și de timp și de spațiu, același lucru este și cu cultura organizațională. Noi nu depindem de un anumit spațiu fizic pentru a crea această cultură. Spațiul, biroul mai degrabă este o unealtă și este, nu știu, e hilar dacă stai să te gândești, băi, cum acum câțiva ani toate companiile au trecut de la soluții software din acestea custom-made, hostate pe niște servere proprii, încet, încet am trecut la SaaS-uri în care ne alegem ce folosim, plătim cât folosim și așa mai departe. Asta se întâmplă acum și cu biroul. Dacă îl percepem pur și simplu ca o unealtă pentru a desfășura munca, nici nu ne mai vine să plătim, să fim blocați în contracte de pe 5-7 ani, să plătim o sumă exorbitantă în fiecare lună, chiar dacă acest activ se folosește sau nu se folosește. Și în niciun caz n-ar trebui să legăm o unealtă de ideea de cultură organizațională. Cu toate acestea, e clar că un mod de lucru hibrid, deși acum fiecare înțelege altceva când spui hibrid, dar un mix dintre aceste elemente este varianta ideală. Ideea este însă că fiecare companie are propria variantă ideală, ca un Rubik's Cube pe care încercăm să-l potrivim astfel încât să ajungem la mixul perfect pentru noi ca organizație, nu să copiem, să ne uităm ce face vecinul sau să citim, nu știu, 2-3 articole pe blog și să zicem că gata, am găsit soluția perfectă. Nu, e un proces la care trebuie să contribuie toată lumea, și de sus în jos și de jos în sus în organizație. Este un proces iterativ, nu se poate implementa de pe o zi pe alta și se ajunge în timp la formula potrivită. Dar avem nevoie, ca să concretizez dorul, că știu că mă ia valul când mă întreabă cineva de munca hibridă, trebuie să oferim atât încredere oamenilor astfel încât ei să-și poată face mare parte din această muncă productivă oriunde s-ar afla ei și să nu-i mai târâm prin trafic sau să ajungă într-un loc unde n-au niciun avantaj să facă asta, dar în același timp să și creăm oportunități de conectare în offline. Pentru că, într-adevăr, ochii care nu se văd se uită. Da. Se poate întreține, se poate întreține pasiunea și online, dar este mult, mult mai greu. Și atunci, care este soluția optimă? Este cumva la nivel top-down să creezi un cadru, adică nu știu, să sugerezi echipelor să se vadă o dată pe săptămână, aproape de unde să nu stea toți în trafic, unde e centrul de greutate al fiecărei echipe, adică să-și găsească un hub unde se mai să se conecteze. Deci să le ofere așa niște reguli și un cadru general, dar în același timp să le oferi suficientă încredere și autonomie decizională la nivel, poate nu neapărat individual, dar măcar ca echipă. Exact. Adică, băi, ok, voi sunteți o echipă de 3 oameni, voi de 5, voi de 200, faceți cum faceți, astfel încât să și învăd viața mea și să nu mă chinuie nimeni, dar în același timp să găsim momente în care, fie pentru un brainstorm, fie vreau să energizez echipa sau să sărbătoresc un milestone important, să ne vedem și offline. Voi vedeți biroul ca pe o resursă flexibilă pe care să o accesezi de câte ori ai nevoie și într-un format care să-ți fie potrivit pentru contextul respectiv. Mi-ai povestit și am văzut articole că ai pornit Pluria când lucrai dintr-o garderobă, dintr-un dulap. Da, dintr-un dulap. Și asta a fost un element simbolic. Cum ați pornit sau care a fost ideea de la care ați pornit treaba asta și cum arată astăzi efectiv soluția? În ce măsură, ce ați înțeles din ăștia 2 ani de când lucrați și în ce direcție credeți că trebuie să mergeți? Am evoluat și noi și e un proces iterativ și al modului în care comunicăm și cum operăm, cum funcționează business-ul. Ne-am dat seama de câteva lucruri. În primul rând, piața muncii se descentralizează într-un mod extrem de accelerat. Adică angajarea de talente remote se accelerează fulminant. Și aici din mai multe motive, dar în principiu acela de a ajunge la oameni talentați la costuri decente. Că despre asta este vorba. De ce să recrutez dintr-un perimetru în jurul unui punct fix, în jurul unui birou, când statistic evident talentele mai bune le găsesc în afara acestui mic perimetru. Deci e clar că toate organizațiile încep să vadă beneficiile muncii remote, datorită faptului că au acces la talente mai bune, la costuri rezonabile. În același timp, uite că nici a lucra tot timpul de acasă în fiecare zi nu este varianta bună. Și aici pot fi, nu știu, la nivel personal. Poate eu stau cu, nu știu, cu familia extinsă. Da, sau cu socrii, poate cu copii, cu vecini care dau cu bormașina. Sunt o mulțime de situații, sigur. Exact. Deci sunt cazuri, companii care ne-au zis, băi, am angajat un om foarte mișto, nu știu, în Iași, în Sibiu, dar omul ăsta nu poate să lucreze de acasă. El și-ar dori să lucreze pentru companie, dar face parte din categoria celor care își doresc un birou, adică își doresc un loc. Și practic ne-am dat seama că viitorul biroul este biroul descentralizat, că o echipă descentralizată are nevoie de o structură descentralizată. Și biroul este acel spațiu dotat de unde pot să fiu productiv și care este aproape de mine. Fie că mă aflu acasă, fie că, nu știu, călătoresc sau sunt într-un alt oraș. De la asta a plecat ideea și evident atunci când există o descentralizare, când se fragmentează ceva, e foarte greu să controlezi acest ceva. Și atunci o companie care, ok, acceptă munca remote, vede avantajele, începe să aibă o echipă distribuită, își dă seama că și oamenii au nevoie de un spațiu de lucru din când în când. Deci au nevoie și de un workplace, un birou descentralizat, distribuit. Cum faci să-i ajuți să gestioneze acest acces sporadic, unul o zi aici, altul o săptămână acolo și așa mai departe. Și despre asta este Pluria, este acea interfață unică care dă companiei control, vizibilitate și îi lasă să plătească la sfârșitul lunii fix ceea ce s-a consumat. Noi avem chiar și un fee, un flat rate, este un fee fix de 15 euro pe ziua de lucru, indiferent că un angajat a accesat un spațiu în Cluj sau în Barcelona sau în Bogota. Deci se setează regulile, oamenii folosesc ce au nevoie, iar compania are transparență. Și n-are un nivel de anxietate crescut cu privire la gestionarea acestui sistem. Scăzut, nu crescut. Un nivel de anxietate scăzut. Okay. Da, nu are un nivel crescut. Exact. Ei, asta cu anxietatea, știi că e mai degrabă specifică micromanagerilor. Ei sunt stăpâni de oameni care vor să îi vadă acolo, să-i numere, să meargă să le bage nasul în ecran, ce faci aici, azi mi-ai terminat aia, de ce n-ai făcut aia cu roșu, de ce ai făcut-o cu verde. Principalii... Nu mă porni. Da. Principalii dușmani ai muncii remote sunt oamenii ăștia care gândesc managementul ca pe o formă de control, nu ca pe o formă de empowerment. Și din păcate găsim leadership de genul ăsta în foarte multe organizații, în foarte multe situații, pe toate layerele de ierarhice. Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La DevNest, răspunsul este orice, pentru că exact asta este DevNest, un spațiu transparent, plin de oportunități, în care oamenii sunt în centrul tuturor activităților și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează, un cuib în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Înainte de a fi antreprenor, ai fost consultant, ai lucrat în companii de consultanță și știm că în organizațiile de tipul ăsta solicitarea este masivă. Povestești, mi-ai povestit la un moment dat că lucrai 10, 12, 14 ore pe zi, poate și sâmbăta, și era epuizant. Treaba asta din păcate se întâmplă pe o arie amplă și burnout-ul, depresia, anxietatea, toate lucrurile astea ce țin de presiunea psihologică a muncii sunt fenomene care sunt tot mai ample. Ce crezi tu că este de făcut sau cum ar putea să se schimbe mentalitățile în direcția asta și în ce fel poate să ajute Pluria la treaba asta? Doru, cred că îmi trezești niște amintiri neplăcute când ai menționat de ani în consultanță. În general au fost foarte buni și foarte utili mie. Amintiri neplăcute doar în sensul orelor muncite și programului absolut epuizant. Îți mărturisesc că erau dimineți în care mă trezeam, îmi curgea sânge din nas de oboseală, mă spălam și plecam din nou și mă mai întorceam iarăși peste 14 ore. Deci niște perioade care cred că m-au marcat și probabil atunci mi-am promis sau ne-am promis, pentru că eu eram coleg cu Gabi atunci în perioada aceea, să nu facem și noi treaba asta nimănui niciodată. Și de asta la noi acum e o cultură, noi avem foarte mare respect pentru timpul personal. Nu cred că în ultimii 10 ani au fost, poate doar așa, la nivelul câtorva urgențe în care cineva a trebuit să facă ceva în weekend sau într-o seară. O să vedem din comentariile podcastului dacă mă înșel și mai e cineva care îmi zice: cum, Andrei, nu mai ții minte ce mi-ai făcut în seara? Eu cred că au fost niște cazuri excepționale, dar în general cred foarte mult în echilibru și orice dezechilibru poate aduce la, nu știu, burnout acum că se vorbește mult mai mult, dar era era încă de foarte mulți ani ceva pe care mulți dintre noi l-au resimțit. Da. Crezi că, cel puțin câteva instanțe. Fenomenul ăsta este mai amplu acum sau doar îl conștientizăm mai mult? Există teorii pe care eu le cred, care spun că numărul celor care sunt afectați și complexitatea afecțiunilor vine din faptul că suntem tot mai expuși sau foarte mult expuși la bombardament digital, la ecrane, la expunere online, la mesagerie instant din toate direcțiile, la rețele sociale, la rapoarte, e-mail-uri, lucruri de genul ăsta. Tu cum vezi lucrurile și în ce direcție am putea să o luăm ca să limităm impactul acestor situații? Recunosc că, nu știu, acum câțiva ani credeam că e pur și simplu un bias, adică dacă se vorbea mai mult despre asta, ni se părea că și incidența burnout-ului este în creștere. Deci nu sunt mândru de atitudinea pe care o aveam acum câțiva ani. Pur și simplu credeam că e un buzzword, un nou subiect la modă, nu știu, de vorbit prin conferințe. Cu toate acestea, eu cred că sunt primul acum care aș recunoaște că munca remote accentuează burnout-ul. Deci cât sunt eu de promotor al libertății angajaților, lasă-i să lucreze de oriunde le convine și așa mai departe, în foarte multe instanțe, pentru că foarte multe persoane încă nu știu să-și organizeze foarte bine timpul sau poate sunt chestiuni culturale sau de comunicare cu managementul și sunt lucruri care ok, am avut un Zoom, mi s-a zis să fac ceva până la sfârșitul săptămânii, au trecut 2 zile deja și nu știu exact ce s-a vrut de la mine și e o combinație de managerul n-a știut să pună, uite, în scris ca să am ocazia să citesc de foarte multe ori, n-a știut să fie foarte clar, foarte specific. Și eu poate sunt un junior, încă nu-mi vine să deranjez managerul și să-i zic că n-am înțeles. Și atunci e ca o oală sub presiune. Într-adevăr pot fi repercursiuni și se poate întâmpla acest burnout mult mai frecvent în cazuri remote. Ce e de făcut? Păi, transparență, un pic lăsat așa ego-ul, repetat că nu este niciun deranj. Cu toții am fost în situații în care ne-am măcinat pentru că n-am înțeles ce aveam de făcut, dar nu vroiam să fim percepuți ca, nu știu, că nu știm ce să facem, ce ne era cerut. Un pic mai multă concentrare din partea managementului de a clarifica, cristaliza și comunica mai bine în scris sau cel mai bine în variante înregistrate. Deci eu mi-am dat seama că, ca o paranteză, asta funcționează cel mai bine la noi în echipă. Evident, varianta scrisă e mai bună decât ceva decât ceva live, un Zoom live. Dacă eu mă înregistrez, este și mai bine pentru că dau ocazia celuilalt să dea play, și varianta ideală în care le fac pe amândouă, am structurat, am trecut peste ce aveam de transmis de vreo 3 ori, că nici mie nu-mi iese perfect de la început, și mă și înregistrez spunând acest lucru tocmai pentru a da anumite nuanțe care altfel se pierd în scris. Nu știu, un sense of urgency sau lucruri care mă rog, poate vrei să energizezi echipa cu, dintr-o anumită privință. Deci asta, închid paranteza, asta mi se pare că funcționează cel mai bine și nu în ultimul rând a crea oportunități de conectare în offline. Ce vorbeam anterior mi se pare foarte, foarte important. Avem nevoie să ne mai vedem cu colegii, să ne mai vedem cu șefii, nu neapărat ca să lucrăm unul lângă altul cu laptopurile înșirate, ci să dezbatem o nouă idee sau să căutăm o rezolvare, o soluție. Din diferite ocazii care merită punctate și unde există și această oportunitate de a mai scăpa de acea presiune care se adună acolo în oală. Foarte corect. Da. Foarte corect. Am văzut în raportul Microsoft recent, dar în mult mai multe alte mențiuni și cercetări, nevoia asta de a schimba un pic perspectiva legată de birou și de întâlnirile dintre oameni. Și e o zonă de noutate pentru foarte mulți manageri. Foarte mulți sunt șocați când le spui, oameni buni, voi trebuie să organizați compania ca o structură socială, ca un spațiu de întâlnire, ca un loc în care oamenii să se cunoască, să dezbată, să povestească, să-și aducă animalul de companie, să vină cu copiii sau cu bunica poate uneori, adică a schimba un pic perspectiva asta față de locul de muncă care era văzut ca o chestie foarte strictă unde intri, ești un fel de utilaj, livrezi, pleci. Da. Relația asta rece și puțini o înțeleg. Ceea ce am observat, în special în spațiile de coworking cu care voi lucrați, este exact atributul ăsta. Spațiile astea au foarte multe arii în care să poți să stai la o cafea, să te cunoști cu alți oameni, să te întâlnești cu tot felul de indivizi care au alte business-uri, pentru că e foarte posibil, unul, să legi niște colaborări, doi, la mână să capezi niște idei care s-ar putea să te ajute în domeniul tău fără să îți dai seama. Te întâlnești cu un arhitect, te întâlnești cu un stomatolog, cu un avocat într-un spațiu de coworking și e foarte posibil ca treaba asta să te îmbogățească. Da? Cum crezi că am putea să-i învățăm pe decidenții din organizații și nu numai pe decidenți, inclusiv pe oameni, pentru că foarte mulți oameni se uită și ei ciudat la treaba asta. Băi, stai un pic, cum adică să merg cu cățelul la birou? Păi așa, foarte simplu, poți să mergi, adică, sau cu copilul, nu știu, mergi 4 ore la birou pentru o ședință, poți să-ți iei copilul chiar dacă stă în căruț. Sigur, nu merge în orice fel de birou. În birourile unde nu ai unde să-l așezi în siguranță, nu o să te duci și asta cumva te frustrează și asta este unul dintre motivele pentru care oamenii mai pleacă din organizații, pentru că sunt organizații care le oferă opțiunile astea. Ei, cum facem educația asta? Wow, câte lucruri de zis sunt aici. Sigur, am încercat să mi le prioritizez în minte, dar sigur o să ratez câteva. Dar cele mai importante în primul rând aș începe cu care este noul rol al biroului, pentru că ne-am dat seama cu toții că nu mai e rolul ca infrastructură critică pentru desfășurarea muncii, nu mai gata, s-a terminat cu chestia asta. Avem o conexiune bună la internet, laptopul la noi și acces la o cafea bună și e în apropierea locului în care mă aflu, ăla este biroul ideal. Deci, cumva, sunt adeptul, îmi place foarte mult definiția aceasta nouă de birou ca și social hub. Și plecând de la ideea asta, am o claritate mai mare asupra ce urmează să fac cu acest birou. Care este rolul pe care îl îndeplinește? Și rolul pe care îl îndeplinește e acela de a reconecta echipa. Și asta se reflectă în format, la revedere, nu știu, cuburi, cubicles, welcome collaboration areas. anumite, trebuie să mă folosesc de anumite ancore pentru a face oamenii să vină. Adică doar dacă le zic, nu știu, o regulă asta generală, lunea și marțea ne vedem la birou. Extraordinar, nu cred. Nu vine lumea, adică nu vrei să stai în trafic atâta timp. Și plus că o astfel de regulă, apropo, taie toate avantajele muncii remote. Adică eu nu pot să stau să locuiesc să mă mut în Brașov dacă eu trebuie să vin în fiecare luni și marți la birou în Pipera. N-am nimic cu Pipera, dar o astfel de regulă, așa, one size fits all, recurentă săptămânală, nu are nicio valoare. Trebuie să organizate, nu știu, niște breakfast-uri sau un workshop, să învățăm ceva. Adică e vorba de experiență. Ce se întâmplă acolo? De ce vin? Poate vin pentru mirosul croissantului de dimineață și a cafelei băută cu colegii, care își are rolul lui. Poate vin pentru a învăța ceva sau pentru a avea o sesiune de brainstorming. Deci, care este rolul biroului? După care, dacă am ajuns în pasul ăsta, îmi și dau seama că poate am prea mult spațiu, nu se folosește atât cât e nevoie și ajung la ideea că biroul ar trebui să fie perceput acum ca orice altă unealtă, ca un SaaS. Și asta este și rolul nostru, că practic oferim acces on demand la foarte multe spații de locuri și plătești la finalul lunii. Ai zis SaaS, adică space as a service, da? Sau, da, software as a service, aici este space as a service. Aici este vorba de space as a service. Da, e... A, și încă un lucru, pentru că ai menționat de coworkings. Oamenii vin pentru experiență acum. Da? Eu mă duc la un restaurant nu pentru că nu pot să-mi prepar ceva din frigider și să mănânc. Bine, mersi. Dar mă duc acolo pentru ambient, pentru experiență, să socializez, e un cumul de factori. Ideea asta de experiență completă, asta se întâmplă și cu birourile acum. Și apropo, sunt foarte multe elemente din hospitality care sunt implementate acum, exact, în zona de office. Sau office se duce înspre hospitality. Hotelificarea, am și scris în newsletter despre asta. Este hotelificarea birourilor. Hotelificarea, da. Exact. Și pentru că asta este intenția și oamenii vin acolo unde este o experiență completă, holistică și găsesc tot ce am nevoie, dar îmi și place și am de ce să merg acolo. Dacă te gândești, pentru o companie e încă un lucru de făcut. E încă un lucru de făcut. Și ca orice altceva care nu este core business, e greu să-l faci la fel de bine ca un cowork, ca un spațiu de lucru colaborativ, a cărei menire este exact asta, aceea de a primi oameni și a-i face să se simtă bine și să fie productivi din locurile respective. Deci tot timpul un astfel de spațiu va oferi o experiență mult mai bună, pentru că ăsta este obiectul principal de activitate. Este fix ideea de ce oamenii preferă un restaurant în locul cantinei. Pentru că asta se întâmpla până acum. Noi mergeam zi de zi, stăteam în trafic o oră și ceva ca să mergem să mâncăm în același loc, la aceeași cantină. E evident o paralelă cu munca. Și odată ne-am dat seama, așa că pot să mănânc și acolo și acolo și de lângă bloc un sandwich rapid dacă mi-e foame sau dacă călătoresc, dacă mă duc în centru, mă duc în altă parte. Adică e paralela asta, este foarte foarte relevantă, pentru că noi asta înseamnă work from anywhere. Practic facem transferul de la a mânca zi de zi la aceeași cantină la a descoperi o lume, o varietate extraordinară din punct de vedere al locurilor de muncă. Și deci încă un motiv pentru companii de a se folosi mult mai mult de astfel de spații de lucru, astfel încât ele să se concentreze pe menirea lor, ca și business, pe activitatea principală. Andrei, noi vorbim foarte mult despre flexibilitate și despre îmbrățișarea acestor noi realități. Una dintre noile idei cu care se vehiculează este această săptămână de lucru de 4 zile. Există foarte multe teste în foarte multe țări, în multe organizații pentru a aborda ideea asta, să le dai oamenilor mai mult timp pentru ei, astfel încât în cele 4 zile în care vin la birou sau, mă rog, muncesc, să fie mult mai productivi și mai atenți, mai implicați. Voi sunteți cu aplicația voastră în deja 6-7 țări, România, Spania, Columbia, Mexic, Brazilia, Portugalia. Cu siguranță întâlniți foarte multe situații, foarte multe organizații cu care lucrați. Cum simți tu treaba asta? Cât de prezent e fenomenul ăsta și cât de mult se va merge în direcția asta din perspectiva ta? Da, am niște sentimente mixte așa. Pe de o parte, eu cred chiar și la noi în echipă deja se întâmplă lucrul ăsta, dar nimeni n-a zis oficial, nu știu, avem asta implementat săptămâna de... Tocmai pentru că noi definim niște obiective și lumea în general știe, sau așteptările mele față de și de mine și de toți ceilalți sunt ca să obținem un rezultat al unei munci echivalente a 40 de ore pe săptămână. Nu? Mai mult sau mai puțin. Adică noi ne măsurăm munca în output, în ceea ce se livrează. Dar atunci când încercăm să cuantificăm, să zicem, băi, care este un output rezonabil, la ce să ne așteptăm, cumva, domne, cam ce ar rezulta în urma a 40 de ore de muncă săptămânal. Și atunci, dacă unul e mai confortabil să lucreze mai mult în anumite zile sau astfel încât să-și elibereze o luni sau o vineri, o face direct. Deci ține foarte mult nu de implementarea per se a regulii, ci mai degrabă la a obișnui organizația că munca se măsoară la ce ai livrat și nu la timpul investit. Timpul este doar o referință, este un proxy, așa să ne gândim cam la ce am putea să ne așteptăm. Și dacă reușești să faci lucrul acesta și să lucrezi, cred că necesită cumva o pondere mai mare pe munca async. Dacă faci și lucrul acesta, cred că vine de la sine. Pentru că fiecare are libertatea să-și aloce cum vrea, să-și balanceze volumul de muncă în intervalul respectiv. Dacă este implementat așa ca o măsură socială sau de marketing sau fără a te gândi prea mult, cred că poate să fie percepută diferit. Adică dacă ai oameni care nu sunt engaged, nu sunt conectați la ceea ce se întâmplă în firmă, sincer e o oportunitate să mai piardă o zi. E foarte adevărat asta. E foarte adevărat lucrul ăsta. Andrei, ne îndreptăm către finalul acestei întâlniri a noastre la distanță, Cluj-Madrid. Te-am rugat să pregătești niște lucruri pentru oamenii care ne urmăresc. În primul rând, o carte. Ceva care pe tine te-a inspirat și care ar putea să-i ajute și pe alții să învețe ceva nou sau să descopere o zonă pe care nu o cunoșteau. La ce te-ai gândit? Wow, deci vreau să zic că eu am o problemă când vine vorba cu cititul. Tot timpul am mai multe cărți peste tot lăsate. Mă apuc, citesc un capitol, două, apoi mă apuc de altceva și am în paralel așa mai multe cărți. Deci sper că nu te superi pe mine, dar ai vreo 3 sau 4. Am 5 pe care ți le voi arăta foarte rapid. Okay. Pentru că ele variază de la mai tehnic la ceva ce e pentru mine un hobby. Da? Deci încep de la alea grele. Ei. Nu știu cât de relevant e pentru audiența noastră, dar asta mă ajută pe mine în business. Andrew Chen, The Cold Start Problem. How to Start and Scale Network Effects. Adică ne ajută foarte mult să înțelegem dinamica și mecanismele unui marketplace. Deci este foarte specific pentru noi ce facem noi. Și de asta o menționez așa un pic în treacăt. Una tot legată de antreprenoriat, Peter Thiel, 0 to 1, foarte bună, fondatorul PayPal. Mai ales pentru startup, și pentru... Da. 0 to 1, adică acea perioadă critică în care nu ai nimic și trebuie să ai ceva care funcționează și care este cerut de către clienți. Foarte bună pentru cei care vor așa să se energizeze un pic cu... Și pentru a gândi agil, pentru o gândire agilă, pragmatică. Exact. Hai, am ajuns la mijloc. Factfulness de Hans Rosling, bănesc că știi de ea, se folosește de foarte multe date și statistici să ne arate că, băi, lucrurile nu sunt chiar atât de rele în lume. Rele în lume, precum suntem bombardați tot timpul în media, și pe mine unul m-a făcut să mă simt extraordinar de norocos, pentru că noi tot timpul ne luăm ca referință, nu știu, ceea ce se întâmplă într-un stat mai dezvoltat sau, mă rog, te uiți la vecinul care are iarba un pic mai verde ca tine și deja parcă te demoralizează un pic. Și cartea asta îți arată că noi deja față de marea majoritate a populației planetei suntem într-o poziție foarte bună. Asta nu înseamnă, evident, că nu trebuie să reparăm lucrurile care nu merg. Și zone de îmbunătățire. Dar, într-adevăr, trebuie să avem o percepție mai optimistă, mai pozitivă asupra lucrurilor. Da, asta este. Exact. El vine cu numere și ne arată, băi, stai un pic, că noi credem că trăim foarte la 20% tare din calitate și, de fapt, suntem la 60%. Ia, hai să ne recalibrăm. Exact. Foarte bun. Acum e ceva mai relevant pentru audiența noastră. Patty McCord, powerful, directoarea de People Operations, mă rog, Chief People Officer la Netflix. La Netflix, Chief People Officer la Netflix. Foarte interesant. Ei au acea cultură de radical candor, în care zic, băi, noi nu menajăm pe nimeni nu trebuie să menajeze pe nimeni, toată lumea dacă găsește ceva care miroase urât, trebuie să spună, nu băga sub preș nimic. E o abordare un pic cam dură adică nu mă regăsesc eu așa ca fire, că tot timpul încerc să fiu poate un pic prea atent câteodată la alții, dar văd avantajele și cum o organizație poate deveni extraordinar de agilă, eficientă, dacă incorporează și motivată, Exact. Eu mărturisesc că e pe filmul meu. Eu sunt ăla care zice. Când vede ceva, zice. Știu. Știm, cunoaștem. Și pe final, Zambaccian, asta e o carte luată de la anticariat. Zambaccian însemnările unui amator de artă. Eu sunt pasionat de istoria artei, de artă în general, și ăsta, tipul a fost unul dintre cei mai mari colecționari de artă români, de-aia și colecția lui a donat-o în... și o putem vedea în muzeul care îi poartă numele acum. A introdus în România și conceptul consignației de artă după al doilea război mondial. Romarta, el este magazinul, Romarta este magazinul deschis de Zambaccian. Deci este un tip la granița dintre artă și comerț. Și business, și mie îmi place cum place să citesc și parte lucruri de business, dar mă pasionează și arta, mi-a plăcut. Super, 5 recomandări foarte valoroase toate. Noi îl țineam minte pe Zambaccian. Îmi pare rău că am venit așa. Noi în Zambaccian ne spunem mai degrabă despre dosarul lui Adrian Năstase, dar pentru că e strada respectivă. Bun. O temă inedită. S-a contaminat un pic piaristic, săracul muzeu, care este foarte frumos de altfel. O temă inedită, se vorbește prea puțin și crezi că e un lucru foarte important. Care ar fi asta? Mai uite de burnout, că tocmai ce vorbeam. Nu că ar trebui să se vorbească mai mult, dar ar trebui chiar să, acum că foarte, foarte multă lume lucrează remote, chiar ar trebui să fim un pic mai conștienți de lucrul ăsta și de problemele care pot apărea și să le oferim oamenilor aceste ocazii de a mai ieși din mediul ăsta, de a ne reconecta unii cu ceilalți și cu valorile companiei mai des. Și sprijin, în momentul în care se duc pe panta asta, poate e necesar să aibă sprijin. O persoană care te inspiră, un om de la care înveți sau ai învățat lucruri. Măi, eu nu am așa un idol, adică încerc să iau lucrurile bune pe care le găsesc, fie la mari lideri de business, nu știu, fie la persoane apropiate, fără să sune clișeistic, să știi că poate cea mai mare valoare și inspirație o extrag de la cei apropiații mie, care include și familia pe de-o parte și echipa cu care îmi petrec atâta timp, și mă bucur că de la fiecare poți să extragi ceva valoros și care să te, nu știu, să te completeze. Tot timpul îmi dau seama, bucățica asta, piesa asta îmi lipsea și altcineva o făcea mai bine, și mă inspiră lucrul ăsta. Și o lecție recentă? Ce ai descoperit confortabil sau dureros în ultima vreme? Că, uite, în afară de faptul că mi-a fost greu să pornesc mașinăria și camera și să-mi fac setup-ul remote pentru întâlnirea noastră, uite, tot ceea ce ni se întâmplă ca la Pluria, această aventură, mulți cred că ne este ușor pentru că am mai trecut prin această experiență. Nu este primul startup. Și da, mă consider norocos din punctul ăsta de vedere. Adică deja am făcut foarte multe greșeli în trecut și știu ce să nu repet. Dar nu este deloc ușor. Trăim acum și o perioadă așa oarecum de incertitudine economică. Este un dans pe care cred că fiecare startup, fiecare companie îl efectuează. Trebuie să fim atenți și la bunăstarea, well-being-ul, burnout-ul echipei. Avem presiune și pe costuri. Vrem să atragem și oameni buni în echipă, să-i păstrăm pe cei existenți. Deci sunt foarte multe lucruri pe care cu toții le resimțim și am învățat, ca să și răspund la întrebare, am învățat că atunci când lucrurile devin prea complexe și devin apăsătoare, trebuie să te întorci un pic la lucrurile fundamentale, esențiale și să-ți pui acele întrebări care poate odată începută treaba uităm să ni le mai repetăm. Dom'le, de ce facem noi asta? Care este rolul nostru? Ce ne adună pe noi împreună această mână de oameni? Ce construim? Și surprinzător, lucruri care par aparent nerelaționate, adică există un fel de butterfly effect. Dacă rezolvăm lucrurile simple care țin de menirea noastră, de comunicare, cum facem lucrurile, impactează zone mult mai pragmatice ale business-ului, care de multe ori te simțeai fără ieșire. Deci, cumva o întoarcere la simplitate în gândire și la nivel decizional este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci când simți că complexitatea te începe să te apese prea mult. Andrei, hai să încheiem așa. Sunt foarte mulți oameni tineri care se uită la noi și tu ești un om tânăr din România, cu școală în România, care a făcut două business-uri, unul vândut cu mare succes și unul care se extinde cu succes. Ce îi spune unui tânăr de 18 sau 20 de ani astăzi despre viitorul lui? Cum să-l privească? O să încep prin a spune că datorită faptului că ne-am extins așa și am început și cu echipă în America Latină și în vestul Europei și începem să lucrăm cu niște clienți din Statele Unite, îmi dau seama din ce în ce mai mult de valoarea noastră, de egalitate, de cum să zic, de faptul că poate ar trebui să fim un pic mai mândri de ceea ce facem și de ceea ce construim și un pic mai incisivi și a arăta lumii întregi ceea ce putem face, pentru că asta pe urmă are și o reacție inversă. Comunicând mai bine cu exteriorul, câteodată ne și împinge de la spate. Și spun asta pentru că, nu știu, cred că noi am fost crescuți și cu, știi, cum ne zic bunicii, nu lasă, mamaie, nu te lăuda tu, tu vezi de treaba ta, fii liniștit, tu muncește și nu știu ce. Și ai surpriza să-i vezi pe alții care fac, mută munții, că ce-am construit, că ce-am făcut. Și în spate dacă la noi Pareto e 80% construcție solidă și comunicarea în exterior este doar 20%, să știi că în alte părți raportul este invers. Nu susțin neapărat varianta asta oarecum artificial așa, dar un echilibru, adică să fim mult mai mândri, spuneam, de ceea ce facem și mult mai prezenți și să fii mai curajos din punct de vedere al oportunităților. Adică dacă zici că ne urmărește cineva care poate se gândește să înceapă un business sau poate deja la început, când se stabilizează lucrurile și vrei să ataci o oportunitate mai mare, să te internaționalizezi, nu e cazul să mai gândim în această lume globalizată, nu știu, la unde mă duc? Mă duc în Bulgaria sau poate în Ungaria? Pentru că nu mai... Acum vorbim de tehnologie, nu mai exportăm ceva fizic, să ne gândim la costurile logistice și câți kilometri trebuie să facă cu camionul produsul nostru până e livrat clientului. să cumva să ne gândim, ok, unde este oportunitatea cea mai mare pentru ceea ce fac? Și noi suntem foarte, foarte buni. Noi ca români, ca nație, putem să reușim oriunde. Vorba aia, if you can make it in Romania, you can make it anywhere. Și e chiar pe bune chestia asta. Un mesaj de curaj, încredere și mai mult și lipsă de complexe de la Andrei Crețu, fondatorul Pluria și 7card, în direct cu noi de la Madrid astăzi, într-o discuție cu noi în studio la Cluj. Andrei, mulțumesc tare mult pentru întâlnirea asta și pentru tot ce ne-ai spus. Și eu mulțumesc tare mult. Dragii mei, vă mulțumesc că vă uitați la noi și că dați mai departe conținutul nostru. Este foarte important să primim feedback-ul vostru, înțelegem ce facem bine și ce putem să facem mai bine de aici înainte. Vă mulțumesc de asemenea că ne urmăriți pe newsletterul Hacking Work și că vă abonați la canalele noastre pe YouTube, Apple Podcast și pe Spotify și pe toate celelalte canale. Vreau să vă asigur că vom continua să producem conținut de calitate care să vă fie de folos, ăsta este scopul nostru, și să vă urez până la întâlnirea noastră viitoare foarte mult spor și spor la treabă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul nostru episod. Servus! Hacking Work, un podcast oferit de DevNest.